Sâmbătă 26 martie de la ora 11 se reia Liga 4 de fotbal Hunedoara cu meciul dintre CSM Vulcan, a doua clasată, și Dacia Orăștie, echipă de pe locul 7, gazdele fiind favorite. Două dintre echipele din Liga 4 au susținut deja un meci oficial în acest an, în runda secundă a fazei județene a Cupei României, având ca adversare formații din eșalonul al 5-lea. Este vorba de Șoimul Băița, care a câștigat cu 7-2 meciul cu Zarandul Crișcior, și de Minerul Urican, care a pierdut cu 4-2 după prelungiri la Măgura Pui. Ambele formații vor juca acasă în etapa 15-a sezonului regular. Băița, a treia clasată cu CS2 Hunedoara, formația de pe locul 8 și este favorită, iar Uricaniul, Lanterna Roșie, cu liderul retezatul Hațeg, oaspeții având prima șansă. Meciurile se vor juca duminică 27 martie de la ora 11. Tot în aceeași zi și de la aceeași oră se vor juca partidele dintre Inter Petrila, a patra în ierarhie, și CSM 2 Deva, penultima clasată, echipa din Vale fiind cotată ca favorită, și Victoria Călan, locul 6, cu Gloria George, poziția 5-a, oaspeții pornind cu prima șansă. Este important de reamintit că nu mai sunt restricții nici pentru jucători și nici pentru public. Ne bucurăm în primul rând că în momentul acesta suntem am revenit la condițiile de organizare a jocului înainte de pandemie. Jucătorii nu mai sunt supuși testării, toate restricțiile acelea s-au anulat. După încheierea sezonului regular, primele patru clasate vor juca în play-off-ul ce duce spre barajul de promovare în Liga a treia, iar cei de la Asociația Județeană de Fotbal speră ca, după acesta, numărul echipelor hunedorene din eșalonul terț să crească. Bineînțeles că ne așteptăm ca echipa câștigătoare a Ligii a patra să câștige jocul de baraj, și bineînțeles în sezonul 2022-2023, să se regăsească alături de cele patru care deja sunt în Liga 3-a, să avem și a 5-a echipă în campionatul Liga 3-a. Tot în acest weekend se reia și Liga 5-a, în care au mai rămas doar 5 formații, dar cei de la AJF speră ca sezonul viitor numărul de competitoare să crească. Știți foarte bine că în acest moment Liga 5-a are un număr redus de echipe, dar ne gândim că din sezonul viitor, anulându-se restricțiile, vor reveni mai multe echipe în campionatul nostru în sezonul 2022-2023. Liga a 5-a se reia cu etapa a 10-a, ultima a turului, iar dacă Zarandul Crișor va câștiga deplasarea de la a 4-a clasată, Unirea General Berclou va fi pe primul loc la jumătatea competiției, actualul lider Măgura Pui stând în această rundă. În celălalt meci se vor înfrunta Ponorul Vața cu ultima clasată Real Sfânt Andrei, ambele partide din etapa a 10-a a Ligii a 5-a de fotbal Hunedoara, urmând a se disputa duminică 27 martie de la ora 11:00.